Salutare, dragile mele, bine ați venit la un nou filmuleț. Am să încep acest filmuleț, dacă tot m-am îmbrăcat așa frumos. Mi-am luat așa o rochiță de vară, pentru că am o ședință la școală, la Julia. De fapt, se ține la un fel de cămin cultural, ar veni în România, ce se numește sala polivalentă. Este o ședință cu părinții și ședința o să înceapă cam într-o jumătate de oră. Eu am adus fetele acasă de la școală și o să merg, m-am îmbrăcat, m-am schimbat și am zis că încep acest vlog de astăzi. O să văd ce o să mai filmez în acest filmuleț. Oricum trebuie să aranjez pe afară, trebuie să mă ocup de balustrăzi. Am chestii de făcut și o să am și ce filma. Dar am zis ca să încep acest vlog așa cu voie bună. Pentru că, na, e prima ședință și îmi plac ședințele cu părinții. În 19 septembrie o să am și la Lea. La Lea se ține în clasa lor, de obicei, cu părinții din clasa respectivă. Aici cred că se ține cu toți părinții. Mă gândesc, de-aia ales sala polivalentă și nu la școală, nu știu de ce. O să văd. O să văd și o să vă spun după aia. Mi-am pus și o centură, pentru că elasticul ăsta arată cam urât așa. E prea vizibil. Și l-am ascuns cu această centură albă, cu auriu. Și parcă arată mai bine. Am ajuns acasă, o ținut ședința o oră și jumătate, dar eu mă duc la sala polivalentă și aștept și aștept. Și era fără 5 minute și nu a fost niciun părinte. Și o sun pe Julia să-mi trimită poză cu pasajul la acela unde scrie când avem programare și unde se află și tot așa scria sala polivalentă. Și pe urmă îmi spune Julia că, de fapt, cantina la școală la ei, sus la cantina, scrie și sala polivalentă. Doamne ferește, și am mers, am găsit greu loc de parcare, că a fost foarte multă lume. Ne-a dat randevu cu toți din clasele din Sizem. Toți am fost, din clasa 5 ar veni. Și după aia ne-a repartizat în fiecare clasă cu profesorul principal. Cum ar fi un diriginte. Na, am fost cu întârziere, dar am ajuns o oră jumătate, cum m-au ținut. Dezastru. M-am schimbat repede că merg să fac mâncare, că vine soțul acasă de la lucru și nu am nimic de făcut. Pentru cină am să gătesc o salată mixtă. Aici am roșii, gogoșar roșu și castraveți. Am pregătit porumbul, un ton. Am lăsat la răcit pastele, iar la final o să adaug o ceapă roșie și maioneză. Și asta e tot. Sare, piper și asta este tot. Este foarte bună salata aceasta, mai ales pentru o cină. Și salata este gata. În loc de ton puteți adăuga piept de pui, șnițel, eu de multe ori folosesc șnițelul taufeli sau nuggets pentru copii. Tot așa le taufeli și la fete le place foarte mult cu nuggets. Sper să le placă și cu ton, pentru că nu am nuggets. Dar arată foarte bine și este foarte bună. Hai! Hai, hai, hai! Hai aici! E cum vine și mă urmărește. Hai, hai, hai! Poftim, hai aici pe iarbă. Hai! Haide! Haide! Te duci aici. Da, hai pe iarbă. Hai, e aici. Nu-i la mine. Deja, ba, hai. Hai aici. Doamne, zici că e un cățel. Hai! Nu am. Ți l-am pus pe iarbă.
Am să încep de astăzi să vopsesc balustrada de pe terasă și aici mi-am pregătit tot ce am nevoie. Un recipient bine spălat și uscat pentru a pune vopseaua. L-am ales pe acesta de la detergent pentru că are și acest mâner de prindere și este mult mai practic. Două tipuri de pensulă, o pensulă lată și una mai mică. Aici am vopsea aurie. Am și patina de cupru. Am cumpărat și această vopsea, am luat-o de pe Amazon, cred că de un an de zile. Problema e că eu nu m-am uitat la gramaj și când am văzut că este așa de micuț, a fost și scumpă, când am văzut că vine așa într-un po așa micuț, am rămas dezamăgită, așa că când am fost în România, am intrat pe la Truzi și mi-am cumpărat această vopsea. Și aceasta o am, nu știu dacă este mai bună, dar am zis că încerc să fac frunzele cu ea, tot așa este, pe auriu. Vopsea neagră. Am cumpărat-o dintr-un magazin special de vopsele. Un diluant, un white spirit. Două beță pentru a amesteca diluantul cu vopseaua. Un cutter. Aici pentru a deschide vopseaua mi-am luat acest șurubelniță, dar cred că este cam slabă. Sper să reușesc cu ea. Un scotch și această bașă de protecție pentru gresie. Și cam, deocamdată cam de atât am nevoie. Și de spor de lucru, bineînțeles. Se pare că vopsea neagră nu are nevoie de diluant, pentru că este destul de lichidă. Și cred că se întinde ușor. Probabil o să folosesc diluant doar la aceasta. Dar deocamdată nu am nevoie. O să o amestec doar să fie uniformă. Sunt la etapa asta cu vopsitul. Mi-am adus aminte de acest suport pentru flori care trena în garaj de ceva vreme, cred că de un an de zile, de nu mai bine. L-am cumpărat de la Brocante și vreau să îl vopsesc. Tot așa în negru și auriu, dacă o să-mi ajungă vopseaua cu auriu. Eu nu știu dacă aceste ciorchine, cred că struguri, vor să fie ele. Am să pun scoș probabil pe ele ca să nu le vopsesc și pe ele să arate mai bine. Arată dezastru. Am adus aici să și șlefuiesc înainte, după aia o să-l fac cu diluant să nu rujnească și pe urmă am să îl vopsesc.
Îți place Leia? Are mama ajutor? Primul cuș pe balustradă este dat. Este aproape uscat, doar că am să las până mâine și pe partea aceasta. Îți place? O să fie fain când o să fie gata.
schimbat locul etajerei în dormitor pentru că aici nu mai am priză. Înainte foloseam priza de la radiator, dar odată cu punerea radiatorului pe perete mi s-a anulat priza și acolo am priză pentru că îmi trebuie și la aparat și la placa de întins părul și la uscătorul de păr, dar mai ales la aparatul de la New Skin. Și mi se pare că am loc mai mult între pat și această etajeră decât aveam înainte. Aici am lăsat etajera asta pe partea aceasta, iar aceasta cu oglindă am pus-o aici. Mi-am pus și aparatul la încărcat. Aici sunt produsele pe care le folosesc la acest aparat. Și mi-am făcut puțină ordine, mi-am pus ce folosesc mai des etajerile astea și ce folosesc, ce nu prea folosesc, le-am pus aici. Așa ca să le văd. Mi-am lipit și rama de sticlă pentru că mi-a căzut odată și mi s-a spart. Nu știu, sper că s-a... E ok. Să pun aici pe perete. Așa. Alături de celelalte. Parcă nu stă drept. Fetele mele. Abla. Astăzi fiind foarte cald afară, am zis să fac puțină ordine. De mult am vrut să fac această schimbare. Nu a fost mare lucru, doar că nu am avut timp. Așa că cum este cald, nu mai pot să vopsesc balustrada. Mi se usucă pensula prea repede. Și profit de vremea asta pentru a face ordine prin casă.